Bună seara, prieteni! Bună seara, colecționari și pasionați de replici de Airsoft! Vrem să vă prezentăm astă seară A Big Fucking Desert Eagle! Nu! A Big Fucking Desert Fucking Eagle! Magnum Research Incorporated. Este replica Desert Eagle L6 de la Cybergun. Look here! Cybergun! Băi, o replică, cum scrie și aici, official replica, da? Adică este replică oficială, băi, adică înseamnă că e făcută 1 la 1, 1 la 1, cu originalul. Și la greutate, din câte am înțeles eu, este că ar fi mai ușor cu 150, maxim 200 de grame. Și greutatea este foarte mare. Ce o să mai prezentăm astăzi? Ce am luat pentru el? Pentru el am cumpărat această chestie de la frații noștri, prietenii noștri de la octagon.com. Acest obiect care se atașează pe picior, da, are un cod și unde îl puteți găsi. Codul este 7990, codul de produs Octagon. Așa îl găsiți pe site la Octagon. Bun! Ce mai are? I-a mai cumpărat ceva, ia uitați. Încă un încărcător. De ce? Că this fucking beast, Desert Eagle, nu trage decât foc după foc semi-auto. E full auto și o să vedeți. Rămâneți cu noi, o să-l vedeți în full auto, o să vă placă, o să-l luați. Eu așa, am văzut pe YouTube la cineva prin America, prin state. Păi și când am văzut cât de frumos trage în full auto, am zis pe ăsta trebuie să-l iau. Și fraților, are recul, vreau să văd, să vedem și noi astăzi ce recul are. Ok, să băgăm încărcătorul. Are o capsulă băgată, nu este activată. Trebuie să întoarcem un pic aici, cu cheița. Și atunci se activează. Ce am mai luat? De la octagon.com. Ia fiți atenți aici. O veste tactică cu care putem să ne atașăm tot felul de chestii pe aici. E mișto. Se pot schimba. Sunt niște chestii de carton, dar se pot pune și Kevlar. Dacă vreți să pui Kevlar, da, este un volet depresat. Poliester. Și este luat tot de la octagon.com. Haideți să vedem și codul de produs de la ei de pe site. Codul de produs este 7550. Așa îl găsiți pe site. Acest obiect. Bun, hai să punem la loc. Și să trecem la... la ce trebuie. Eu o să deschid cutia. Prima dată. Manualul de instrucțiuni. Ce avem noi aici? Oh, ce frumos e colorat. Ia uitați. Ne învață cum să-i scoatem încărcătorul, cum să-i activăm butelia. O să avem, cred că, un pachet și un imbus. Ia uitați ce frumos arată. Ăsta este speedloaderul lui, care se bagă bile în el dintr-un alt speedloader. Ne arată că e full auto. Ne arată unde se reglează hop-up-ul, deci are hop-up reglabil. Bun! Ce să mai, ăsta nu prea ne interesează pe noi. Hai să trecem la fapte. Hai să trecem la fapte. Aici este facturica cu garanția. Na, doesn't matter. Și... The Beast. Avem și aici o capsulă băgată de mine, tot așa, fără să fie activată. Ia uitați, exact ca pe cel original, 5.10 AE, acesta e calibru, Desert Eagle Pistol, Magnum Research Incorporated, MPLS MN USA, Minnesota USA, cred că asta înseamnă. Energie, cum scrie aici, 1.1 Joule maxim. Este un pistol care cred că este agreat la jocul de Airsoft. E foarte mișto. Bă, dar e greu. Aici avem... piedica, da? Aici este în safety mode. O ridicăm o dată în sus. La 1, trage foc după foc semi-auto. Dacă o ridicăm de tot sus, e nou, e cam greu să dăm până se mai uzează un pic. Și 20 aici, unde scrie 20, este full auto. Se încarcă frumos, ca cel real. Când se termină bilele, rămâne așa. Trebuie să subliniez că este un pistol single action.
adică prima dată trebuie armat și după aceea putem să tragem cu el. Nu o să mai stau mult la discuții, vreau să-l testăm, de-abia aștept să-l testăm, credeți-mă că de-abia aștept să-l testez. Vreau să spun înainte de toate codul de produs al acestui pistol. Codul de produs, bineînțeles, tot de la octagon.com. Ar trebui să fie undeva pe laterală, da, este, ia uitați-l, cod produs 7983. Deci, codul acestui pistol, cum îl găsiți pe site, 7983. Bolt! Asta e cutia, ăsta e pistolul, avem aici bile de 0.20, de 0.25, 0.36 și 0.43. Noi o să testăm doar cu bile de 0.20. Acestea sunt cele mai practice, sunt cele mai agreate la jocul de airsoft, din câte știu eu. O să testăm cu aceste bile, o să testăm la cronograf. O să încarc bestia, să tragem cu bestia asta neagră, Black Beauty. Ce se mai găsește în cutie? Nu v-am spus, vă spun acum pentru că eu toate vreau să le prezint la timpul lor, da? Este acest speed loader care se atașează pe încărcător și mai este acest imbus cu care activez capsula de CO2. Hai să scoatem încărcătorul. Capsula de CO2 se bagă aici și se învârte. Ia. Nu se aude. E și el Desert Eagle, Cyber Gun. Nu se aude. Asta voiam să arăt. Nu se aude. Nu face niciun fâs, nu pierde nimic. Și de aici, dacă te-ai săturat de aia, pac, apeși, ai scos presiunea și se acavo. S-a terminat. Scoți capsula imediat. Fiți atenți aici. Se pune așa. Bine, nu ar trebui să și stea, cred. Se pune aici pe ăsta, pac, da? După care, cu un alt speed loader, pe care îl găsiți unde? Ăsta îl găsiți tot pe site, nu face parte din pachet. Ăsta îl găsiți tot pe site la octagon.com și să vedeți cum se încarcă. Asta a fost tot. S-a încărcat. Hai să tragem la țintă. Ce grecul are! Cu o mână! Hai să încercăm și cu două! Băi, e greu. Hai să mai încărcăm o dată, să încercăm un full auto. God damn! What the fuck was that? Băi, ești nebun? Mai trag o dată. Mamă, poarta mea! Am mai avut una. N-am fost atent, m-a luat din surprindere. Am dat numai pe lângă. Deci nu pot să cred ce ai făcut aici. Te urăsc din suflet. Deci, Doamne ferește, nu mai trage un poartă. Ok, hai să tragi tu, vrei? Vreau. Sper să fie tot în regulă.
avem 80 de metri pe secundă cu 0,64 juli. Nu e rău. Adică, cred că te poți juca puțin cu el, dacă ai o consumație adecvată. La fel, nu s-a schimbat nimic. Poarta e puțin. ...78,1 metri cu 0,62 juli. De-aia n-am mai filmat noi la acest vlog și nici nu o să mai filmăm până nu trece frigul. Ați văzut de ce. Avem probleme cu buteliile, cronograful, ăla nu înregistrează, ăsta nu trage bine. Eu nu cred că ăsta are decât 0,6 juli sau cât ai ieșit acolo. Nu știu, 0,62. Scrie care are 1,1, poate cu bine de 0,36, hai cu 0,26, hai cu 0,25. Dar nu avem aici, aici că scrie că cred că avem vreo 17 grade maxim. Aici? Da, maxim 17 grade. 5-6 grade nu sunt. Nu, e mai mult. Hai să zicem 10 grade. Avem 10 grade aici, da? Să zicem. Deci este cu 10 grade mai puțin decât testele normale. Le-am explicat de ce. Pentru că buteliile de airsoft, în primul rând, pentru buteliile de CO2 nu sunt indicate să le folosești la temperaturi mai mici de 10-15 grade. Nu, e că testul normal la 20 de grade ar fi indicat și acolo trage cel mai bine. Evident, nu au puterea. Nu e real nimic, adică nu se întâmplă nimic real. Până data viitoare, nu uitați să vă abonați, distribuiți, like, share, subscribe și... toate cele. Bune. Hai, pa!